Ok, hai să mă prezint până atunci. Eu mă numesc Petru Trâmbițaș, sunt fondator WellCode, predau programare de 8 ani. Am început prima dată să pregătesc elevi de olimpiadă. Am avut doi elevi care au reprezentat România la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori și lumea auzind ce fac, a început să mă întrebe, ok, poți să mă ajut și pe mine să mă reprofilez, să obțin un job în domeniu. Așa că am început să fac și chestia asta. În paralel am fost plecat și prin afară, am lucrat la Facebook și la Google în New York și Los Angeles. Și practic acum o să vă prezint cam care ar fi pașii pe care trebuie să îi parcurgeți ca să ajungeți programator, să lucrați ca și programator și o să și demontăm niște mituri pe care foarte multă lume le crede despre domeniu sau toate chestiile astea. Așa, de curiozitate, câți de aici deja sunteți determinați să ajungeți programatori? Adică, pur și simplu, vreți să faceți asta, dacă nu știți ce ar trebui să faceți? Ok? Și câți explorați domeniul? Adică, cumva vi s-ar părea interesant, dar nu sunteți chiar siguri și așteptați mai multe detalii. Ok, bun. Înainte de orice, hai să vedem un pic cam care sunt beneficiile, de ce să fii programator. În primul rând vreau să vă zic de ce m-am apucat eu să fac programare, cum s-au întâmplat lucrurile. Ideea e că, na, ca toată lumea, eram în clasa 8-a, trebuia să aleg un profil la liceu și habar n-aveam ce să fac, pe ce direcție să mă duc. Doar că toți copiii cu note mari mergeau la Mate Info, mie îmi plăcea să mă joc pe calculator, așa că era o alegere bună. Nu extraordinară, dar nu exista nimic mai bun, adică nu exista un profil de jucat pe calculator sau ceva de genul ăsta. Și după aia am stat să văd ce se întâmplă la liceu, unde probabil că știți că e toată memorarea bazată pe reproducere, primești un text în care un test în care practic trebuie să fii ca un fel de casetofon, ca un fel de papagal și dacă ești papagal suficient de bun, iei nota 10, dacă nu, iei mai puțin. Și fiind un copil destul de răsfățat, nu convenea să fac lucruri pe care le urăsc. Adică uram pur și simplu să stau să învăț lucruri pe de rost, pe care oricum le-aș fi uitat peste câteva săptămâni. Și chestia asta m-a pus așa într-o situație super desperiată. Adică mă gândeam, ok, ce o să fac cu viața mea? Ce carieră o să-mi aleg? De unde o să câștig bani? Și am stat să mă gândesc, ok, vreau să-mi cumpăr un calculator de gaming, pentru că ai mei nu voiau nici în ruptul capului să-mi ia, nici măcar n-aveam calculatorul meu, aveam un calculator pe care îi împărțeam cu ai mei, care lucrau și ei la calculator, deci aveam destul de puține ore pe săptămână. Și am stat să mă gândesc, ok, cum pot să-mi cumpăr cât mai repede un calculator? Aveam un vecin care era deja angajat ca și programator și încă țin minte, chestia asta era prin 2007-2008, și îmi zicea, vai de capul meu, Petru, n-o să îți vină să crezi. Am primit o ofertă, îmi schimb firma, câștig 1000 de euro în mână și atunci am știut ce vreau să fac. Nu eram pasionat deloc, eram cumva forțat de tata să mă pregătesc la matematică, dar eram vară, adică nu treceam niciodată de prima fază olimpiadei. Și am zis, ok, o să fac informatică și am început să fac chestia asta. În primul an nu eram pasionat absolut deloc, doar că având niște profesori atât de treabă care mă forțau să învăț pe de rost și care mi-arătau care e alternativa, adică ce altceva aș putea să fac în viață sau, mă rog, că n-aș prea putea să fac altceva, am fost forțat de circumstanțe să învăț informatică. Și după aia, un an mai târziu, după ce am participat la foarte multe concursuri și olimpiade de informatică, am început să văd că deja nu mă mai enervează că trebuie să mă pun la calculator și să rezolv probleme în loc să stau și să mă joc, ci am început să fie cât de cât suportabil. Adică nu mai era chestia, vai de cap, mai ar trebui să mă pun să lucrez, ci ok, trebuie să mă pun să lucrez. Acum, în prezent, sunt în punctul în care îmi place super mult să fac chestia asta, adică dacă mă întrebați cum se simte pentru mine momentul când scriu cod, aș putea să vă zic că e ca un fel de senzație din aia divină în care sunt conectat cu Dumnezeu și, nu știu, bate așa lumina soarelui pe mine, prin pereți, prin tot. Și chiar mă enervează că acum, din cauza rolului pe care l-am, nu mai pot să scriu cod așa de mult cât mi-aș dori.
Și cu asta am demontat primul mit, și anume faptul că trebuie să fii pasionat de informatică. Cam toate studiile spun că, de fapt, pasiunea sau plăcerea de a face ceva vine odată ce ești bun la lucrul ăla. Adică, dacă ești elev, pe măsură ce vin părinții, zic, da, bravo, uite ce rezultate ai, te laudă când sunt întâlnirile de familie, sau, pe urmă, ca și angajat, când începi să vezi că treci bine din asta, ai condiții mai bune decât media. Și cam asta e ceea ce am observat și eu la clienții mei. Adică nu pot să zic că lucrez la când iau de la început, că sunt niște oameni foarte pasionați și pur și simplu, ok, vreau un IT, vreau să câștig mai bine, vreau să-mi schimb jobul. Unii chiar fac muncă fizică, deci chiar așa jos de, ca și cunoștințe. Și practic ajung să facă chestia asta și să le placă. După aia, al doilea mit, care habar n-am cum s-a ajuns la el și de ce lumea îl crede, e că trebuie să ai niște cunoștințe în domeniu. Dar dacă stăm un pic să ne gândim, cam toți ne naștem fără cunoștințe în programare. Adică, nu știu, nu cunosc pe nimeni care să fie avut cunoștințe de a scrie cod, nu știu, când au mers la grădiniță, știa și să scrie cod. Deci, practic, toate lucrurile astea se învață. Doar că de multe ori există percepția asta falsă, făcută de sistemul de învățământ din România, că există oamenii care merg la Mate Info, care cumva sunt inteligenți, sunt dotați de la natură și mai tot felul de alte chestii. Și rămânem cu impresia asta, ok, eu n-am făcut Mate Info, eu n-am făcut o facultate în domeniu, eu n-am o diplomă, n-am o acreditare, deci nu pot să învăț programare. Ori chestia asta e falsă. Pentru că în domeniul ăsta, fiind totul online, totul pe calculator, poți să fii evaluat foarte ușor. Cea mai bună comparație e cu un fotograf. Adică pe nimeni nu interesează când își angajează un fotograf, ce diplome are, ce profil o termina la liceu, dacă e mai artistic, dacă e mai logic. Pur și simplu intri la el pe pagina de Instagram sau de Facebook și te uiți ce fel de poze face. Și dacă pozele sunt ok, o să-l angajezi. Dacă nu, nu. La fel și în programare. Adică ca și șef de companie sau ca om responsabil cu angajările, te interesează pur și simplu, ok, dacă îl iau pe omul ăsta, o să știe să contribuie la proiectul pe care l-am sau să poată porni proiecte de la zero. Și practica aia e. Deci nu contează că ai o diplomă sau că ai orice fel de chestii, atâta timp cât tu nu știi să faci o aplicație. Pentru că oricum, cum se desfășoară un interviu, e că ți se pun niște întrebări tehnice. Nu te întreabă nimeni, ok, spune-mi ce notă ai avut la sisteme de operare, sau spune-mi ce notă ai avut la analiză matematică sau la alte chestii care se mai fac în facultate. Și mai este un lucru pe care foarte multă lume îl crede și greșit, și anume faptul că poți să înveți singur. Ideea e că, da, poate că sunt câțiva oameni care reușesc să parcurgă conținutul găsit pe internet, fără să aibă un mentor, dar ideea e că se pierde foarte mult timp. Și în condițiile în care salariul mediu unui programator, zicem, e de 4.000 de lei pe lună pentru un programator începător și salariul mediu al unui angajat în România e undeva la 3.000 de lei, asta înseamnă că tu în fiecare lună în care nu ești programator pierzi 1.000 de lei. Asta înseamnă, într-un an, pierzi undeva la 12.000 de lei, care cred că e echivalentul de vacanțe destul de mișto sau a ultimului model de iPhone sau, mă rog, ce vreți voi să vă cumpărați. Și atunci, tu, prin faptul că încerci să înveți singur, presupunând că se poate, deși majoritatea oamenilor renunță, oricum ai sfârșești prin a pierde mult mai mulți bani decât dacă ai avea un mentor. Și atunci, practic, traseul cel mai bun ca să ajungi un programator, deci dacă chiar vrei să faci asta, e să ai pe cineva care să-ți arate ce trebuie să faci, să te ia de mână, să-ți răspundă la întrebări și din când în când să-ți mai dea un șut în fund în momentul în care te lenevești. Și acum o să zic un lucru care, din păcate, nu e crezut de oameni. Adică ceva ce toată lumea ignoră. Adică de fiecare dată când o să vorbiți cu cineva care vrea să se apuce de IT, o să întrebe de acreditări,
de mate info, de tot felul de chestii de genul ăsta, dar nu o să întrebe de, bă, cât trebuie să lucrez de fapt, cam care e cantitatea de muncă pe care trebuie să o depun. Adică ca să poți să fii programator, trebuie să lucrezi foarte serios. Și de fapt, ăsta e motivul pentru care salariile sunt atât de mari. Adică foarte multă lume zice că salariile în IT sunt așa de mari pentru că e cerere. Ori ăsta e un lucru parțial adevărat. Nu știu dacă mai țineți minte când a apărut Uber în România, că era plin de anunțuri, ok, cel puțin mie mi-apărea o grămadă de reclame, că căutăm șoferi. Nu știu, ați văzut reclamele alea? Fă-te șofer pe Uber. Nu, ok, doar eu. Bine. Și culmea că în câteva luni, probabil și de aia n-ați văzut reclamele, reclamele au dispărut. Cererea de șofer pe Uber s-a satisfăcut. Pe când în IT cererea e super mare încă de când am început liceul, deci undeva prin 2009 auzeam în prostie, ok, se caută programatori, se caută programatori. Și din cauza asta și salariile sunt atât de mari. Adică nimeni nu o să vină, presupun, să dea bani pe gratis. Ok, ține 1000 de euro și tu nu știi să faci nimica sau nu știi să faci nimica complicat. Și atunci, ca să ajungi acolo, trebuie să fii foarte, foarte serios, să depui munca necesară, să faci sacrificii de multe ori și să fii confortabil, să-ți dezvolți un mod nou de gândire. Adică să îți dezvolți partea logică, care, din păcate, în școli nu se dezvoltă și foarte, foarte greu să dezvolți. Și toată dezvoltarea asta e cumva ca și la sală. Când mergi la sală și antrenorul zice, ok, hai, fă exercițiul ăsta și tu ești acolo în mijlocul exercițiului, te dor mușchii, ți se face rău, ești super obosit și îți vine să renunți, doar că nu o să renunți pentru că l-ai plătit pe antrenor și te gândești că ai irosi banii de pomană. Totuși, în programare foarte multă lume renunță, deși mie mi se pare că recompensele sunt mult mai mari decât dacă mergi la sală. Da, poate dai jos câteva kilograme, dar la finalul zilei, atâta timp cât nu ești fotomodel, nu o să-ți crească salariul. Deci, practic, dacă vreți să deveniți programatori, e foarte important să nu vă mai gândiți poate la toate prejudecățile de care am zis mai devreme, dar să vă gândiți foarte serios dacă chiar vreți să depuneți munca necesară. Pentru că o să fie foarte greu și în IT față de alte domenii durează mult mai mult și trebuie să acumulezi mult mai multă frustrare decât dacă ai face orice altceva. Adică recompensa e acolo undeva mult mai departe. Știu că există foarte multe campanii de vino programator, uite cât de cool e IT-ul, hai că te învăț să faci un site, hai că te învăț, nu știu, să dai 3 click-uri, să scrii, să modifici 2 valori, să faci din 2, 3 și din 4 să faci 5 și după aia îți arată o animație foarte mișto și după aia gata, wow, felicitări. Ideea e că realitatea diferă. Adică de multe ori pur și simplu o să te uiți la un ecran negru cu text alb pe el sau o să te uiți la un text care prima dată o să ți se pară în chineză. Și după aia, dacă treci peste toate chestiile astea, dacă reușești să fii tare, să îți dezvolți gândirea, să scrii foarte mult cod, foarte multe linii de cod, ajungi să faci lucruri interesante, ajungi să faci aplicații care să fie folosite de mulți oameni, ajungi să ai salariul ăla de 1000 de euro de început, pe care ți-l dau acum foarte multe companii și de aici lucrurile merg în sus. Adică, după câțiva ani, dacă te ții de treabă, poți să ajungi să iei în mână peste 2000 de euro, cam plafonul în Cluj undeva dintre 2 și 3000 de euro. Sau, dacă chiar ești muncitor și vrei să continui și mai departe, poți inclusiv să mergi pe partea de freelancing, unde lucrezi direct cu clientul, asta înseamnă o responsabilitate mai mare, înseamnă că tu, practic, prin contract, te obligi să îi livrezi produsul pe care el ți-l cere, dar implicit chestia asta îți aduce mult mai multe venituri. Adică poți să ajungi între 5 și undeva la 8.000 de euro în mână în România, ceea ce mie încă mi se pare o tonă de bani, adică aproape nivelul la care nu mai ai ce face cu ei. Bine, știu că poți să găsești, dar cumva, când am auzit chestia asta prima dată, când încă eram în facultate, mi se părea imposibil. Dar ideea e că se poate și cunosc oameni care fac chestia asta
Doar că, din nou, trebuie să muncești pentru chestia asta. Bun, dacă aveți întrebări până aici, după aia o să vă vorbesc care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgi din punctul în care nu știi nimica până să ajungi programator. Pașii? Ok, bun. Hai să vedem cum ajungi programator. Practic, 5 pași pe care trebuie să-i faci ca să poți să te angajezi în domeniu, să poți să scrii cod. De fapt, punctul în care vrei să ajungi e punctul în care poți să faci o aplicație reală. Să faci o aplicație sau un website pe care să-l pui online sau să-l descarce lumea de pe Play Store sau de pe App Store. Practic așa poți să zici că, bă, da, îs programator. Și primul pas e un pas non-tehnic. Și anume să înveți cum să înveți. Și asta ce înseamnă? Cred că foarte mulți dintre voi treceți aproape săptămânal, dacă nu zilnic, prin starea aia în care sunteți obosiți, vi se face somn, nu mai aveți chef de nimic, și cumva trebuie să vă duceți ziua aia până la final, până la capăt, când vă culcați și după aia în ziua 2 o luați de la zero. Și, de fapt, lucrul ăsta are un impact foarte mare atunci când înveți. Și încă țin minte de când mă ocupam exclusiv de pregătiri pentru olimpiadă, erau efectiv unii elevi care lucrau foarte puține ore. Adică știam, ei îmi ziceau cam cât lucrează și lucrau undeva la 10 ore pe săptămână, ceea ce pentru cineva care are pretenții să ajungă la Olimpiada Națională să se bată cu cei mai tari din țară, e super puțin. Pe de altă parte, aveam cealaltă extremă, și anume elevii care lucrau zi și noapte, inclusiv își făceau scutiri de la școală ca să poată să lucreze la informatică. Și de multe ori, cei care lucrau mai puțin îi întreceau pe cei care lucrau mai mult. Și stăteam un pic să mă gândesc, bă, ok, fac aceeași pregătire cu ei, le zic am aceleași lucruri, de ce unii rezolvă mai multe probleme? De ce îs mai inteligenți? Și stând lângă ei și discutând, am văzut că se concentrează mult mai bine. Că în momentul în care scriu cod sau când învață ceva, efectiv îs acolo, nu se mai gândesc la nimic altceva, nu se distrag cu social media și cu alte lucruri. Și de fapt, ăsta e primul pas prin care trebuie să treci. Să înveți cum scapi de starea aia de ceață mentală, de oboseală, de neclaritate și cum ajungi să fii foarte, foarte ager la minte. Și inclusiv în programul nostru de mentorat, ce facem ca să ne asigurăm de chestia asta, e că după fiecare săptămână, fiecare client al nostru trebuie să-și posteze un raport foarte detaliat. Ce au făcut? Care sunt toate lucrurile care au mers bine? Care sunt lucrurile care nu au mers bine? Ce crede el că ar fi putut să facă diferit ca să se miște mai repede? Și după aia, pe baza raportului ăsta, noi dăm feedback, în așa fel încât el să devină mai bun la a se pregăti. Și în plus le recomandăm să lucreze între 15 și 20 de ore pe săptămână. După aia, intrăm în lucrurile tehnice. Și pasul numărul 2 se referă la a învăța bazele informatice, care sunt super importante. De multe ori o să vedeți, dacă vă uitați la cursuri de informatică, se promovează un limbaj de programare sau altul, sau se promovează o tehnologie. Ori chestiile astea, de fapt, nu contează la început. Pentru că calculatoarele au același principiu de funcționare, niște curent care circulă prin ele, mai mult de atâta nu știu, dar în principal lucrurile funcționează cam la fel, doar că unele au piese mai noi, fac lucrurile mai repede, practic fac niște calcule mai repede. Și din cauza asta și bazele limbajelor de programare sunt cam aceleași, principiile logice din spate. Și atunci, ce trebuie să faci în continuare e să îți pui bine la bază principiile astea, să înțelegi practic cărămizile. E ca și cum ai învăța o limbă nouă, dar prima dată trebuie să înveți ce înseamnă cuvintele. Fără să știi cuvintele, nu poți să te exprimi în limba aia, nu poți să scrii compuneri, nu poți să faci nimic. Și la finalul pasului ăsta, practic tu trebuie să fii capabil să înțelegi programe simple în majoritatea limbajelor de programare, chiar dacă n-ai mai auzit niciodată de limbajul ăla. Deci ăsta e nivelul la care trebuie să fii ca să zici, bă, da, am făcut cu succes pasul ăsta. Și acum vine pasul cel mai greu, cel mai frustrant. Aici renunță toată lumea sau aici
se sare peste pasul ăsta și din cauza că se sare peste pasul ăsta, se sare și peste angajarea de la final, pentru că e imposibilă. Practic, fiecare aplicație pe care noi o folosim ne rezolvă una sau mai multe probleme. De exemplu, Skype-ul ne rezolvă nevoia de a comunica audio, video, chiar dacă suntem la mare distanță, sau Facebook-ul ne rezolvă nevoia de a ține legătura cu prietenii, de a le vedea pozele, fără să ne trimită prin poștă un album. Doar că toate aplicațiile astea sunt foarte complicate și atunci tu nu poți de la început să faci o aplicație reală. Prima dată trebuie să înveți cum să rezolvi probleme mai simple. Prima dată pur și simplu să fii capabil să afișezi un text pe ecran, după aia să fii capabil să faci niște operații simple, după aia poate să aranjezi niște lucruri mai complicate pe ecran și așa mai departe. Și pasul ăsta ar trebui să fie ca la sală, ca și când te duci la un antrenor personal, care cât timp te duci la el, o să te solicite, o să-ți fie rău după fiecare antrenament și o să vrei să renunți în fiecare zi. Cam ăsta e și principiul nostru. La final, după ce ai făcut chestia asta, după ce ești capabil să rezolvi probleme, să scrii cod care rezolvă probleme, indiferent de cum arată problemele, ar trebui să fii capabil și să scrii cod la fel cum vorbești limba română. Adică să nu mai există o barieră între tine și calculator. Și nu știu cum să vă explic chestia asta, dar de multe ori, câți de aici ați încercat să programați până acum? Ok. Trebuie să fac o comparație mai... trebuie să mă gândesc un pic. Ideea e că și atunci când... Da, gata. Și atunci când înveți o limbă nouă, ai nevoie de un dicționar. Și tot timpul te uiți în dicționar, trebuie să vezi cum se spune la un anumit cuvânt în limba pe care vrei să o folosești. Și după aia mai trebuie să te mai uiți și la cum se pun cuvintele în propoziții. Ori, în programare se întâmplă la fel la început. Prima dată te tot uiți să vezi cum scriu un if, cum scriu un for, cum scrii diverse lucruri, dar pe urmă trebuie să ajungi în punctul în care nu te mai uiți la lucrurile astea. Adică codul îți vine natural. Noi acum când vorbim română nu ne gândim la ce cuvinte folosim. Poate eu care țin prezentarea mă mai gândesc la formulări și trebuie să am grijă să nu vorbesc prostii, dar în general când vorbim cu prietenii ne merge natural, nu e o chestie conștientă. Și la fel ar trebui să fie și scrisul de cod. Scrisul de cod ar trebui să fie natural, conștient și să nu fie greutăți. Adică toată greutatea e până ajungem acolo. După aia, următorul pas, și aici vine partea plăcută, adică după ce treci de pasul ăsta, programarea devine magică, devine super mișto, atâta timp cât ai un manager bun acolo unde te angajezi. De aici... Practic, trebuie să înveți cum să faci aplicații. Cum să faci aplicații reale, aplicații utile. Pentru că dacă înainte rezolvai niște probleme cu niște text alb pe un ecran negru, deja aici începi și faci inclusiv interfețe pentru utilizatori, lucruri care poate chiar le schimbă viețile oamenilor. De multe ori, cred că ne-am obișnuit să luăm tehnologia așa ca un lucru care deja există, și poate deodată pe an mai pică Facebook-ul și nu putem să trimitem mesaje și atunci ne enervăm, dar uităm foarte repede. Ideea e că încă mai există foarte, foarte mult loc de inovare, încă există foarte multe lucruri de îmbunătățit, foarte multe lucruri de creat. Cam toate business-urile acum trebuie să treacă în online ca să rămână competitive și din cauza asta cererea de programatori crește. Doar că ca să putem ajuta business-urile astea, trebuie să putem să le creăm aplicații. Și aici, practic, intervine experiența asta care e foarte departe de teorie. Adică trebuie să faci o aplicație minim, practic e portofoliu pe care îl are un fotograf. Trebuie să ai poze mișto. Și la fel și ca și viitor programator. Adică în momentul în care tu îți depui CV-ul la o firmă, tu trebuie să le demonstrezi că în cazul în care te angajează, nu o să-ți dea bani și tu nu o să produci. Adică, na, cred că înțelegeți. Și atunci, trebuie să iei o chestie total de la zero. Aici greșește foarte multă lume, pentru că există multe exemple de aplicații. Pur și simplu cauți pe internet Java tutorial și o să găsești exemple de cod pe care poți să le descarci, să le rulezi, schimbi autorul din... nu știu ce nume în numele tău și zici, gata, e aplicația mea. Doar că
chestia asta nu e suficientă, pentru că la ultimul pas, la pasul 5, în care trebuie să-ți pregătești un CV, trebuie să te pregătești de interviu, în momentul în care ajungi să dai un interviu la o firmă, e foarte posibil să ai o discuție. Ok, ce știi să faci? Ce experiență ai? Spune mai multe despre proiectul tău. Sau mai complicat, ok, am văzut că ai făcut aplicația asta. Zicem, ai făcut o clonă de Instagram. Cum ai face să poți să dai share? Cum ai implementa chestia asta? Adică să apară de la tine, de la persoana respectivă newsfeed, să apară și pe feed-ul tău. Și de multe ori intervievatorii pot să fie destul de nesuferiți și să îți exploateze fiecare chestie pe care nu știi să o faci. Și de-aia e foarte important să ai abilitatea de a rezolva probleme de la pasul 3. Pentru că, de fapt, toată cariera ta de programator o să se rezume la a rezolva probleme, la a rezolva probleme noi. Adică în momentul în care ajunge să fie o rutină, în momentul în care tu nu mai înveți nimica nou, înseamnă că ai putea să fii într-un alt loc unde să rezolvi probleme mai complicate și automat problemele mai complicate înseamnă bani mai mulți. Deci, faptul că tu știi să rezolvi probleme, în primul rând, te ajută la interviu, că indiferent ce o se întâmple, indiferent ce o să te întrebe, tu practic o să ai o metodă pe care poți să o aplici ca să rezolvi problema. Adică nu o să te ia prin surprindere. Cumva chestia asta e ca și e ca un fel de algoritm pe care, mă rog, am folosit un cuvânt complicat, scuze. E o metodă pe care poți să o folosești, indiferent ce se întâmplă. Adică multă lume crede că oamenii aia care erau buni la matematică, erau inspirați, aveau ceva inteligență, nu știu, se nășteau cu capul mai mare, dar de fapt chestia asta e falsă, pentru că eu am trecut prin asta. Adică eram super slab la mate, am mai zis chestia asta, și tot timpul eram fascinat de ăștia care se descurcă bine. Ce fac oamenii inteligenți? Încă țin minte prima oră de informatică de la clasă, în care erau 5-6 dintre tocilarii clasei, care deja înțeleseseră tot și eu încă urmăream cu pixul pe caiet explicațiile profei. Și din cauza asta, tot timpul am fost fascinat să le desfac cumva creierul lor. Adică să văd, ok, care e procesul pe care îl urmezi? Chiar nu pot eu să rezolv probleme? Chiar s-a atât de prost? Și mi-am dat seama că, de fapt, există un plan pas cu pas de a rezolva orice problemă și atâta timp cât îl aplici, ești conștient de chestia asta și nu-ți fuge gândul aiurea sau aștepți inspirația divină, cam poți să rezolvi orice problemă. Că, în general, bine, nu chiar orice problemă, dar majoritatea problemelor. Sunt foarte puține probleme pe care noi, ca oameni, nu le putem rezolva. Pur și simplu, încă nu știm să le gândim. Adică, dacă i-am explicat unui om din mediu că, uite, stăm într-o sală în care avem ecrane de jur împrejur și vocea mea e amplificată, ar fi zis că e ceva vrăjitorie și m-ar fi ars pe rug. Ori, la fel stă treaba și cu problemele pe care nu știm noi să le rezolvăm. De fapt, ele se pot rezolva, doar că nu știm noi cum să le gândim. Și aici există niște pași pe care să-i parcurgem, pe care o să vi zic foarte pe scurt. În primul rând, când rezolvi o problemă, trebuie să înțelegi enunțul, să știi ce ți se cere și ați fi surprinși cât de mulți oameni se blochează aici. Ați fi surprinși. Deci, e cea mai mare problemă a mea ca și profesor, ca și mentor. După ce ai înțeles bine de tot ce ți se cere, știi exact, ok, asta trebuie să fac, următorul pas e să ai o intuiție asupra enunțului. Adică dacă prima dată ai înțeles cuvintele și cam știi ce ți se cere, după aia tu trebuie să știi și să rezolvi alte exemple. De exemplu, în cazul unei aplicații, să luăm Facebook, de exemplu, ai dat un like, ți se schimbă butonul din transparent în albastru. După aia trebuie să te gândești, ok, ce se întâmplă dacă mai dau o dată like? Trebuie să se schimbe butonul înapoi. Ce înseamnă că tu ar trebui să fii capabil pentru niște exemple noi ale unei probleme, să știi care e răspunsul pentru ele, să știi ce ar trebui să se întâmple. Și observați că până aici încă n-am vorbit nimica despre soluții, am vorbit doar despre enunț. Și asta era și un truc pe care îl foloseam de multe ori la interviuri. Țin minte că când dădeam interviu la Google, am primit o ofertă și chiar nu știam să o problemă, am primit și ofertă. Și nu știam cum să o rezolv. Eram
panicat acolo. Mă gândeam, vai de capul meu, o să-mi pic interviu, ce să fac. Și am luat chestia asta, adică am început să-l întreb pe omul ăla, ok, pentru numărul ăsta, atât ar da, da, ok. Și pe măsură ce făceam chestia asta, mi-a venit și soluția. Și pasul 3 fix să găsești o soluție. Și de fapt, ce înseamnă să găsești o soluție? Înseamnă să ai o idee atât de clară a lucrurilor care trebuie făcute, în așa fel încât dacă ai avea o maimuță dresată, ai putea să-i zici tot ce trebuie să facă ca să ajungă la o soluție, dacă ar trebui să rezolve problema cu foaia și pixul. Deci atât de bine trebuie să știi să rezolvi lucrurile. Și cred că din cauza că ne lipsește chestia asta, de multe ori se produc și atâtea greșeli. După aia, pasul numărul 4, după ce ai o soluție mentală, e să ai o soluție scrisă în cod. Adică efectiv să transpui din minte, să transpui în cod. Și odată ce știți chestia asta bine, când ajungi în punctul în care vorbești cod, scrii cod la fel cum vorbești română, chestia asta e simplă. Și după aia vine ultimul pas, pasul numărul 5, în care trebuie să îți verifici codul și să îți repari greșelile. Pentru că niciodată nu o să scrii cod perfect. Asta e clar. Știu că, cumva, asta e o mare așteptare pe care au clienții și trebuie să le strică așteptările de fiecare dată, că ei o să fie capabili să scrie cod perfect. Ori suntem oameni, greșim și din cauza asta niciodată nu o să scriem codul perfect. Dar ce putem să facem, în schimb, e să învățăm cum să ne găsim greșelile cât mai repede. Și după aia cum să le corectăm. Și de fapt, asta e ultimul pas, că ok, ai un cod scris, trebuie să îi găsești greșelile și să îl faci să fie chiar bun. Sau dacă e deja bun, să știi să-l verifici, să știi sigur că e bun. Pentru că, de multe ori, o greșeală în cod poate să te coste milioane de dolari. Adică imaginați-vă, de exemplu, Google, care livrează reclame pentru întreaga lume. Chiar există o glumă în interiorul companiei că zice că n-ai lucrat la Google dacă n-ai pierdut câteva milioane de dolari pentru o companie. Adică ai făcut cumva să nu se mai afișeze reclamele pe, nu știu, pe un anumit device sau pe o anumită rezoluție. Deci, practic, ăștia-s pașii pe care trebuie să-i parcurgi ca să rezolvi o problemă și ăștia se integrează, de fapt, în pașii mari pe care trebuie să îi parcurgi ca să fii un programator, adică partea de final, partea cu CV-ul, partea în care ai deja o aplicație, e fix ultimul lucru. Dar în spate se ascund pașii grei, pașii frustranți și cam asta trebuie să faceți și o să ajungeți acolo. Adică au făcut-o și alții înaintea voastră, o să facă probabil și alții după voi, pentru că, deși se automatizează foarte multe lucruri, programarea e domeniul care se ocupă cu automatizarea lor, deci mi se pare că e unul din domeniile care o să dispară ultima dată și cu cât se automatizează mai mult, cu atât o să fie nevoie de și mai mulți programatori, lucrurile o să meargă și mai bine în domeniu și deja standardul de angajare a scăzut foarte mult comparativ cu cum era acum câțiva ani. Deci aveți toate șansele, trebuie doar să fiți doritori, să învățați, să treceți prin toate etapele frustrante și dacă vreți să vă apucați să faceți chestia asta serios, dacă vreți să urmăm și împreună, puteți să îmi dați un mesaj cu textul programator și numele vostru. Ideea e că mai avem foarte puține locuri în programul nostru de mentorat. Practic, vă trecem prin pașii ăștia, trebuie să lucrăm online, vă faceți voi programul, dar trebuie să investiți undeva între 15 și 20 de ore săptămânal. Și din cauza că cererea atât de mare, trebuie să-mi dați un mesaj să vedem dacă vă găsim un slot pe săptămâna asta. Și în paralel, până îmi trimiteți mesaj, pot să vă răspund la întrebări specifice dacă vă interesează chestii de genul de... Voi predați oare și anumite limbaje sau predați doar baze? Nu, deci noi predăm complet, de la zero până punctul în care să te angajezi, doar că fiecare om vrea să meargă poate pe altceva. Adică dacă vrei să faci mobile, o să lucrezi pe anumite tehnologii. Dacă vrei să faci web,
alte tehnologii și noi putem să facem chestia asta pentru că avem experiență mai variată. Adică, de exemplu, la Facebook am lucrat pe Android, după aia, în următor, când am fost la Palantir, am lucrat pe web și platforma pe care o folosim am făcut-o de la zero. Deci avem experiență cam în toate domeniile astea și atunci putem să-ți oferim mentorat personalizat. Ok. Ah. Am înțeles cât timp se implică, dar bani financiar? Da, fiind un program de mentorat, costul e 100% personalizat în funcție de fiecare candidat și dacă îmi trimiteți număr, dacă îmi trimiteți mesaj, o să vă sune cineva din echipa mea și o să vă programeze la o ședință de consultanță gratuită care nu vă obligă la absolut nimic. Ideea e să faceți chestia asta doar dacă sunteți serioși, pentru că avem chiar foarte puține locuri. Ok, mulțumesc. Dacă mai vreți să mai stăm la discuții unul la unul după, pot să mai am undeva la 5 minute să vă mai răspund în privat la întrebări, ok? Mulțumesc.